Guvernul vrea să deblocheze vânzarea tot ce a mai rămas valoros statului român. Florin Cîțu vrea să vândă cele mai puternice și cele mai rentabile companii de stat. Companii precum hidroelectrica și băncile de stat vor fi în curând înstrăinate. Deși anul trecut majoritatea parlamentară de atunci a promovat o lege conform căreia era interzisă vânzarea de acțiuni la societățile și companiile de stat, guvernul Cîțu își propune să găsească o soluție legală pentru ca vânzarea acestor acțiuni să fie posibilă. Companii precum CEC Bank, Hidroelectrica vor fi în curând înstrăinate. Tot ce a mai rămas valoros în patrimoniul statului român, companii cu profituri de miliarde de lei vor fi vândute. Cetățenii sunt revoltați, întrucât țara noastră se apropie de o prăbușire economică, din care cred ei că nu vom mai putea ieși. Ce părere aveți despre faptul că guvernul dorește să vândă activele companiilor de stat? Ce părere să am? E o situație foarte, cum să vă zic, au vândut tot, cred. Nu știu ce mai e de vândut. Foarte rău să vândă. Până la urmă vând tot. Foarte rău dacă o vândă pe Hidroelectrica. Noi cu curent în țară până la Dumnezeu și mergem, vă importăm de la aia și până o cumpărăm de la ei. Avem CEC Bancul care e cu capital de stat. A, îl dă ei și pe ăla. Dar nu o să mai meargă pentru că le de la multinaționale de acolo. O să meargă și atunci, dar o să meargă pentru alții. Pentru noi. Pentru noi nu o să meargă. Pentru noi nu mai merge nimic. Alin Chirilă, deputatul PSD ales de Mehedințeni să le reprezinte interesele în Parlamentul României, nu este de acord cu privatizarea companiilor profitabile pentru țara noastră. Faptul că se dorește vânzarea tot ce a mai rămas valoros statului român va duce la o prăbușire accentuată a economiei țării. Ce părere aveți despre inițiativa guvernului de a privatiza companiile de stat? Bună ziua! Așa cum știm de foarte mult timp, acest guvern al coaliției condus de PNL, un guvern toxic vrea să privatizeze și ultimele companii de stat ale României. Mehedințenii m-au trimis în Parlamentul României pentru a le apăra interesele. Voi lupta atât cât voi putea și cât voi fi în Parlament pentru a le apăra interesele dumnealor, pentru a nu da și a nu a fi de acord cu aceste privatizări. Ar trebui să fim alături de românii noștri, de companiile producătoare de venit și care plătesc multe salarii ale multor locuitori al țării noastre, ale multor familii, și nu ar trebui să privatizăm, mai ales având în vedere că acestea sunt pe profit. Nu înțelegem de ce acest guvern toxic, această coaliție, vrea să ne vândă și ultimele companii care plătesc salarii oamenilor, românilor și ale întregilor familii. Florin Cîțu a declarat faptul că în curând va preciza prețul și momentul la care vor fi scoase la vânzare cele mai profitabile companii de stat.